Salutare și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum se face o încărcare de freon la un Ford Focus. Mașina este dezmontată bara pentru ceva lucrări pe la ea și a fost demontat radiatorul de AC, de aceea trebuie reîncărcat. Noi am scos gazul înainte. Aici localizăm la Ford Focus 2005-2010. Este modelul între anii 2005-2010. Aici putem localiza unul din bușoane și unul este undeva aici sub capotă, lângă vasul de expansiune. Următorul pas este să conectăm furtunurile. Aici vedem că unul este de o mărime și celălalt de altă mărime. Dacă le punem unul lângă altul, putem să observăm că sunt diferite. Cel cu furtunul roșu este de înaltă presiune și se conectează aici. Iar celălalt albastru de joasă presiune se conectează sub ștergătoare. Cupla are un sistem care se trage în sus. Ne asigurăm că este bușonul spre stânga la maxim, pentru că dacă nu, nu va intra. Și acum este cuplat. La fel și cu celălalt. Apoi deschidem aparatul. Dăm OK. OK. Acum, pentru încărcare, apăsăm aici, dar înainte noi trebuie să știm ce cantitate are nevoie mașina și apăsăm aici. Selectăm în sus sau în jos, unde avem nevoie. Aici vom vedea cantitatea. Desăgeți în sus și în jos. Sau direct pe litera F. Avem Ford. Aici vedem că avem Focus, Focus C Max și Focus 2, generația a doua de Focus. Selectăm pe Focus 2. Și în cazul de față, motorul este cel 1.8 DCI. Și avem din 2008 până în 2009 sau varianta din 2005 până în 2007. Această mașină este de 2006, selectăm cea de-a doua variantă. Selectăm 2 și aici vedem că avem 600 de grame de freon. Acum dăm pe stop și apăsăm 1 ca să ne selecteze automat încărcarea. Să nu trebuiască să mai setăm noi manual, ne pune automat încărcare specificantă. Apăsăm 1, apoi avem acest buton, apăsăm
și avem 1, 2, 3, cu două, un tip de conector 3, această mașină are două conectoare, apăsăm 1, timpul de vidare poate fi între 0 minute și jumătate de oră, în funcție de lucrarea care s-a făcut. Dacă punem compresor nou și radiator nou, trebuie să îi dăm un timp de vidare mai mare. Evident, acum doar a fost demontat, același radiator l-am montat la loc. O să fie vidarea undeva la 10 minute. Îi dăm confirmare. Ne întreabă dacă punem substanță de contrast. În acest caz nu avem pierderi. Îi dăm nu. Încărcare ulei. Da, am scos 4 ml de ulei. Și îi punem înapoi 4 ml. Așa, confirmăm și vedem că automat s-au pus 600 de grame. Dacă noi dădeam încărcare specificat, atunci trebuia să punem noi 00600. E același lucru. Apoi dăm confirmare. Ne spune să ne asigurăm că sunt conectate furtunurile și aici avem doi robineți, cel de joase și cel de înalte. Trebuie să-l dăm pe on și aici înfiletăm acest robinet ca să se poată deschide valva sau ventilul la ambele. Și dăm Enter. Și aparatul începe cu autocurățire. Apoi va trece la vidare, test de etanșare. Acum aparatul a trecut la vidare. Trebuie să așteptăm cele 10 minute. Apoi face test de presiune și etanșare și injectează gazul. Operațiunea s-a încheiat, ne spune să închidem robineții. Desfiletăm robinetul ca să se închidă cel din interior. Închidem și aici. Dăm continuare, test de performanță, dacă vrem, trebuie pornit motorul, dar nu este nevoie. Și aici ne spune cât gaz a fost recuperat. 0,0, 3 ml, vidare 10 minute, încărcat 600 de grame. Avem opțiunea să imprimăm. Bun. Acum, după ce am deconectat furtunurile, deschidem înapoi, pentru că pe aceste furtune rămâne freon și trebuie să îl trag aparatul. Apăsăm continuare și vedem că golirea furtunurilor în curs. Și cam aceasta a fost operațiunea. Aparatul este unul Bosch AC611. Stop pentru terminare. Memorăm datele mașinii.
și decuplăm.